Vitalie Kirilovici o privia pe soția sa cum pregătea un tort. Erau de multă vreme membri ai unor familii înstărite. Trăiau un în larg, nu-și refuzau nimic, dar cu toate acestea, soția lui continua să gătească acasă, indiferent dacă puteau comanda ceva gustos sau nu. Vitalie Kirilovici o adora pe soția sa pentru dorința ei nu doar de al hrăni, ci de a oferi familiei sale acea atmosferă familială, căldură și intimitate pe care le oferă doar serile petrecute împreună, însoțite de mâncăruri delicioase preparate acasă. Orice s-ar strădui un restaurant, oricât de rafinat ar fi, tot nu va putea fi la fel de gustos, la fel de minunat ca mâncarea gătită cu dragoste de mâini iubitoare. Crezi că Veronica ne va prezenta cu prietenul ei? A întrebat el. Da, i-am văzut. Un tip obișnuit, Cred că ne va spune despre el mai târziu. Nu știu. Cred că se teme pur și simplu că nu-l vom accepta cum trebuie. Știi cum sunt uneori de tăios. Așa că cred că asta o necăjește. Bărbatul a ridicat din umeri, ca și cum asta ar fi putut cumva să niveleze situația. S-a rezemat de spătarul scaunului, s-a uitat la soția sa, apoi a reușit cu greu să scoată un zâmbet. Uneori mi se pare că fica noastră nu e deloc singură, a râs Vitalie Chirilovici, iar soția l-a lovit ușor în glumă cu un prosop de bucătărie curat. El, ca întotdeauna, a izbucnit în râs zgomotos. Și ea iubea atât de mult când soțul ei râdea cu voce tare și sincer. Casa se umplea imediat de o căldură aparte, specifică doar familiei unde oamenii se iubesc de mulți ani. Ușa s-a deschis ușor și Veronica a intrat în casă. Tânăra era frumoasă, rafinată, iar după expresia feței ei se putea spune imediat că nu a crescut într-o familie simplă. Veronica, în ciuda prosperității, a fost mereu modestă, reținută, dar odată cu vârsta a intrat într-un stil de viață dezordonat. La un moment dat, părinții se temeau chiar că o vor pierde complet printre acele companii groaznice care o înconjurau ca niște corchi dar totul s-a rezolvat. Veronica a cunoscut un tânăr care, se pare că o trata atât de serios, încât ea nu-și mai permitea să trăiască așa cum o făcea înainte. Veronica, ce planuri ai? A întrebat Vitalie Kirilovici, ca și cum ar fi vrut doar să afle de la fiica sa despre lucruri obișnuite. Veronica s-a oprit lângă masă, ținând un sandviș în mână, și s-a uitat la tatăl ei. Ea a chicotit prostește, înțelegând deja ce își dorește. De ce pune exact această întrebare? Probabil vrei să întrebi când îl voi aduce acasă pe Igor. A întrebat Veronica zâmbind, apoi a râs, pentru că l-a prins pe tatăl ei pe punctul slab. El a râs și el. Se pare că la bătrânețe a uitat complet cum să se joace de-a conspiratorul. Femeia s-a uitat mai întâi la soț, apoi la fică cât de fericită era că totul era bine în familia lor. Niciun fel de peripeții, nicio ceartă, totul era perfect. Veronica s-a așezat la masă, a tras spre ea farfuria cu sandvișuri, ignorând avertismentele tatălui ei, care repeta că în curând va fi mâncare normală, să nu mănânce pe fugă, ca să nu-și strice pofta de mâncare. Dar Veronica avea o poftă de mâncare excelentă. Nu era clar din cei care refuză mâncarea, doar pentru a face pe plac unei societăți pretențioase. Dar serios, când îl vei prezenta pe Igor? A întrebat mama zâmbind. Veronica a dat din ochi. Nu voia să-și contrazică mama. Stanislava Evgenievna era grav bolnavă. Din când în când, boala o doborâse. Și apoi femeia dispărea în spitale care se schimbau unul după altul. Hai să vorbesc mai întâi cu el. Nu credeam că va trebui să zburăm atât de repede pentru a ne cunoaște familia, a spus Veronica. De fapt, nu voia să-l prezinte pe Igor doar pentru că își dorea să-și mențină relația secretă pentru o vreme. Pentru prima dată în mulți ani, Veronica a cunoscut un tip cu adevărat bun, care era potrivit pentru ea, de care nu se rușina. Își dorea foarte mult ca această relație să rămână sub un vâl de mister pentru o vreme. La urma urmei, cu cât știe mai puțină lume, cu atât mai bine. Toate relațiile care au început cu o cunoaștere cu părinții nu s-au terminat bine. Veronica s-a întâlnit cu Igor. Abia se abținea să nu pună întrebarea despre cunoașterea cu părinții. Dar ea schimba mereu subiectul. Se prefăcea că o interesează cu totul alte întrebări. Era stânjenitor să începe o conversație care nu va duce nicăieri. Nici ea însă și nu înțelegea de ce se panichează atât de tare. Nu va prezenta pe Igor părinților ei încă șase luni. Nu se va întâmpla nimic rău din asta? Nica, poate ne căsătorim deja. Ți-am făcut o cerere în căsătorie, ai acceptat, dar apoi cumva totul s-a blocat. Te-ai răzgândit? A întrebat Igor. Veronica era atât de adâncă în propriile gânduri, încât întrebarea lui i s-a părut neașteptată. S-a uitat la iubitul ei, a zâmbit forțat și abia atunci a înțeles ce anume a întrebat. – Nu mă auzi? – Ești din nou blocată undeva în gândurile tale. – Veronica, uneori mi se pare că ești încă o adolescentă care pur și simplu încearcă să se prefacă că e adultă, ca toți ceilalți din jur, a spus Igor și a râs bâlând. Ea râs și ea, pentru că ea însă și se simțea uneori mai puțin adultă decât anii din pașaport. Dar cu apariția lui Igor, vârsta ei a început treptat să revină la normal. Igor a ajutat-o să scape de compania rea, să se întoarcă la o viață normală, chiar și să se împace cu părinții. Deci, probabil, nu știa acest ultim fapt. Stătea pe un scaun, ținând în mână un telefon pe care aproape nu-l folosea și aștepta un răspuns de la iubita lui. Gândește-te singur, suntem împreună de atât de mult timp. Trebuie să ne căsătorim. Vreau o familie, una adevărată, ca o dinioară. Vreau să trăim împreună, să nu alergi la două case. Vreau ca părinții tăi să vadă ce fel de om sunt eu. Vreau copii, a spus Igor dintr-un oarecare motiv, aceste gânduri au făcut-o pe Veronica să tremure. Se temea, pentru că se temea mereu de responsabilitatea suplimentară. Și undeva în adâncul sufletului ei își dorea un copil, dar de îndată ce se gândea la ce responsabilitate va cădea pe umerii ei, imediat se simțea neliniștită. Poate să mai așteptăm cu copii? Vreau să trăiesc pentru mine, să călătoresc, să fac o mică afacere, nu să mă arunc cu capul înainte în părințire, a spus Veronica pe un ton împăciuitor, sperând că asta îl va liniști oarecum pe viitorul soț. Și cât timp vom mai trage așa? Până la 30 de ani. Și apoi vom alerga la doctori ca niște speriați, pentru că nu reușim să facem un copil. Chiar îți dorești ca trupul tău să îmbătrânească înainte de a purta un copil? Mie mi se părea invers. Cu cât o femeie este mai tânără, cu atât este mai ușor să nască, a spus Igor. Veronica nu știa ce să-i răspundă. I-a ridicat doar din numeri, înțelegând că nicio conversație nu va schimba nimic acum. S-a așezat pe genunchii lui și a sprijinit capul pe pieptul lui. A devenit atât de bine și calm, de parcă întreaga lume s-a oprit, oferindu-i posibilitatea de a se bucura de acest moment minunat. Au discutat despre planurile lor de viitor au vorbit mult. Nu a fost nimic serios în aceste conversații. De parcă ar fi rămas adolescenții veșnici. Dar Veronica știa că în doar câteva minute Igor va deveni din nou adult. Iar ea va rămâne cu în același loc. Viața trecută la care renunțase o atrăgea tot mai mult. Proporțional cu modul în care se implica în viața de familie a adulților. Uneori, Veronica se temea că nu va putea face față acestei vieți. Va ceda, își va găsi vechi prieteni, se va apuca din nou de băut. Și apoi. O îngrijorare constantă pentru sănătatea mamei sale, care nu putea suporta stilul de viață dezordonat al fiicei sale. Și de îndată ce Veronica se gândea la asta, dorința de a se alătura vechii companii devenea mai puțin semnificativă. Totuși, Veronica a decis să-l prezinte pe Igor părinților ei. Și în ziua în care au convenit să se întâlnească, era atât de nervoasă, încât chiar și ticul de la ochi a început să tresară. Veronica se temea că acest tic nervos va rămâne cu ea, pentru că moral nu se va simți mai bine oricum. Igor o liniștea de dimineață. Repeta constant că, chiar dacă părinților ei nu le va plăcea de el, nu e nimic grav. Vor vorbi, vor petrece timp împreună și apoi se vor despărți. La urma urmei, tot vor fi împreună. Asta este suficient pentru a trăi pur și simplu împreună. Nu știu, nu-mi place nimic din asta. Sunt atât de obosită, Igor, nu vreau nimic. Nu-mi place această cunoaștere, nu-mi place că părinții te vor percepe ca pe un membru al familiei. Am mai avut un caz din ăsta și s-a terminat prost. Nu vreau, sincer să fiu, nu vreau, repeta Veronica fără noimă, când s-a urcat deja în mașină. A fost agitată până când bărbatul nu i-a întins mâna pentru a-i strânge mâna tatălui ei. S-a dovedit că conversația curgea de la sine, că totul era bine, că nu erau probleme. Veronica s-a relaxat doar după o jumătate de oră, când a înțeles definitiv că nu vor fi certuri. Bărbatul le-a plăcut evident. Ceea ce ea își dorea cel mai mult. Era plăcut să vezi că întreaga familie se comportă relaxat, nimeni nu trebuie să se prefacă. Toată lumea se bucura pur și simplu de o seară minunată. I-am făcut o cerere în căsătorie, deja spun, trebuie să ne căsătorim, să ne facem o familie, să facem copii, dar ea tot dă înapoi. Oh, Igorec, nu te grăbi, altfel o să fugă din greșeală a râs mama, clându o de mână pe fica ei. Ea i-a zâmbit, i-a strâns ușor mâna, ca o dinioară, și imediat s-a simțit mai bine. Veronica s-a relaxat, nici măcar gluma mamei nu a afectat-o în vreun fel. Îi asculta pur și simplu, zâmbea și se gândea că acest om era cu adevărat destinat ei. Toți tinerii pe care Veronica i-a alesese mai devreme nu erau deloc pe placul părinților ei. Dar aici, cum a apărut Igor, toți au devenit imediat o familie mare. Veronica era bucuroasă că acum totul era bine. După masă, Stanislava Evgenievna a rămas cu fica ei. Igor, împreună cu Vitalie Kirilovici, au plecat în birou. Ei bine, Veronica, în sfârșit un băiat bun. Îmi era atât de teamă că va fi un alt profitor din cluburile în care ai avut o grămadă. Cel mai mult mă temeam că vei găsi un idiot care se va agăța din nou de tine din cauza banilor. Femeia a fluturat din mână. Apoi, zâmbind, și-a luat din nou fiica de mână. El e un băiat bun, cu adevărat, bun și grijuliu. Cred că totul va fi bine cu noi. Doar că nu-mi place că vrea imediat o familie. Dar el e mai în vârstă decât tine. Nu e de mirare că vrea deja copii. Așa suntem noi făcuți. Cineva vrea mai devreme, cineva mai târziu. Dar de obicei, bărbații până la 30 de ani vor deja un copil, așa că nu sunt surprinsă. Dar totuși gândește-te cu capul tău. Dacă nu te simți pregătită, nu e nevoie. Copiii sunt o fericire enormă, dar și o muncă titanică, dureri de cap, Nopți nedormite și frica pentru tot restul vieții tale că ceva îi se va întâmpla copilului, a spus Stanislava Evgenievna. Veronica îi era plăcut să știe că mama ei era de partea ei. Încărca mașina de spălat vase și vorbea cu mama ei. Totul a mers minunat. În sfârșit, viața ei a căpătat contururi mai mult sau mai puțin clare. În timp ce se distra în cluburi, găsind păieți ciudați din categoria frumuseților de o noapte, viața părea atât de frumoasă, dar trecătoare. De fiecare dată când Veronica se lega de un astfel de ales, știa că nu va dura mult. Doar se vor distra și apoi se vor despărți. Dar cu Igor. Cu Igor a fost altfel. El era serios și calm. Se simțea bine cu el. Totul părea făcut pentru ca relația lor să continue. Sunt bucuroasă că ai cunoscut un om demn. Știi, Nica, uneori, când mă gândesc la tine, mă îngrijorez foarte mult. De fapt, nu mai am mult timp și înțeleg asta perfect. M-aș simți mult mai liniștită să mor știind că ai un om atât de de încredere lângă tine, a spus mama cu un zâmbet. Veronica a zâmbit în răspuns nu a mai spus nimic. Era inutil să încerce să o convingă pe mama că nu îi se va întâmpla nimic rău, că relația lor va crește sub ochii ei. Mama nu credea în nimeni. Era convinsă că viața îi va lua ultimele picături în curând. Au trecut lunile, Veronica stătea într-un salon de nunți, își contempla frumoasa ei reflecție în oglindă și se gândea că a fost prea grăbită să-și asume curajul era înspăimântată de ideea că acum ar putea să-și închidă oxigenul pentru totdeauna. Nu va mai fi distracție în grupuri, ieșiri amuzante și interesante, ca și cum întreaga viață ar deveni plictisitoare și respingătoare. Gândurile acestea îi dădeau amețelii lui Veronica. Voia să se căsătorească cu Igor, voia să-și schimbe statutul, să devină soție, dar o irita și faptul că vedeau complet diferit viața unul celuilalt. Veronica, ai o zi atât de frumoasă. Îți alegi rochia de mireasă. Oare chiar vei fi întunecată ca o noroaie? Întrebă mama. Apoi s-a apropiat, a aranjat coapsa luxurioasă a rochiei în stil regal. S-a îndepărtat la o distanță respectuoasă pentru a-și examina fica și, într-un fel, s-a încruntat. Veronica nu putea să-i spună mamei că era dor de vechea ei viață. Unde totul era distractiv, bun și frumos, unde nu existau probleme, doar viața veselă și minunată, plină de momente fericite. Oh, Veronica, mă vei duce în mormânt! De ce ești iarăși atât de tristă? Eu, din potrivă, credeam că te vei distra puțin, iar tu pari că te duci la înmormântare, nu la propriul tău nunta. Nu-ți fă griji, crede-mă pe mine, cu experiența mea. Aici văd mire se triste mult mai des decât pe cele vesele. Ele încep să se îngrijoreze. Totul pare că nu va merge conform planului la nunta. De aceea își umplu capul cu gânduri triste, a spus proprietara salonului de nunți, aducând încă o variantă luxoasă de rochie. Veronica a zâmbit, s-a agățat de această oportunitate, de parcă ar fi putut să o justifice, deși era deja greață de aceste justificări prea familiare. Mama a zâmbit, a început să vorbească cu această femeie binevoitoare și veselă și avea senzația că au găsit un limbaj comun, chiar dacă Veronica ar fi trebuit să-l caute. Fică, uită-te la ce rochie, ești ca o prințesă. Mereu am crezut că vei alege o variantă, bine, în gustul tău, cu decolte o adânc, spatele gol preferabil, și fusta să semene mai mult cu o curea, a râs mama. Mama, nu mai am vârsta și nici statutul pentru a purta astfel de rochii, a spus Veronica stânjenită. Când a probat rochia nouă, i-a plăcut mult mai mult, era luxoasă, strălucea ca o regină, minunată într-un cuvânt. Dar oare Veronica voia cu adevărat să se căsătorească? Acest gând o bântuia constant, ca și cum ar fi fost forțată. Nunta a fost grandioasă, Fotografiile și videoclipurile au inundat rețelele sociale locale, iar amintirile despre cât de minunat și de distractiv a fost cu oamenii care o iubeau și se bucurau de sărbătoarea ei apăreau constant. Și, deși nunta a fost perfectă, Veronica se gândea tot mai des la cele zile frumoase când nu avea griji și necazuri. Au trecut ani. În acești câțiva ani s-a dovedit că nu pot avea copii. Și de fiecare dată când vorbeau despre asta, Veronica voia să dispară. Chiar și prietenele care la nunta ei plângeau că părăsește o viață fericită, își făcuseră deja familii și aveau copii, iar ea tot spera că într-o zi va veni și rândul ei să aibă parte de bucurie. Lunile au trecut, medicii s-au schimbat. Dar Veronica tot nu avea copii. Iar toată viața ei s-a transformat într-un carusel de medici controle și o mulțime de proceduri diferite. Poate că ar trebui să ne resemnăm deja? Sunt atât de obosită. Nu mai vreau medici, nu mai vreau nimic. A spus Veronica într-o seară, când au discutat despre asta. Cel mai mult o enerva Veronica că soțul ei nu o înțelege deloc. De fiecare dată insista pe a lui. Se prefacea că ea nu vrea să aibă copii, și din cauza asta se simțea rău. Alții reușesc, noi suntem tineri, pur și simplu nu a venit încă timpul. De ce te comporți așa? Veronica, uiți că ești deja adultă. Ajunge să te agăți mereu de vârsta mea. A strigat Veronica. Stătea în fața lui palidă ca un var. Părul ei lung și negru și drept îi cădea până la talie. Era atât de furioasă încât voalul de pe frunte a început să tremure și să se umfle. Ochii s-au înroșit de furie. Relația lor se destrăma. Veronica înțelegea că căsătoria lor, odată fericită, se transforma într-un coșmar. De ce nu se poate trăi fără copii? De ce nu putem trăi doar unul cu celălalt, așa cum fac Aliana și soțul ei? Ai găsit cu cine să mă compari? Aliana nu vrea copii nici soțul ei nu vrea. Este decizia lor reciprocă. Două persoane. Dar tu vrei să hotărăști singură și pentru mine, a spus Igor insistent. Subiectul lipsa copiilor îl rănea profund. Chiar dacă toți prietenii lui deja aveau moștenitori. Îl tachineau deseori în glumă. Deși era deja epuizat de aceste glume. Veronica s-a așezat pe canapia, și-a încrucișat brațele, l-a privit pe iubitul ei și și-a dat seama că relația lor ar fi trebuit să se încheie de mult. Nu mai exista acea iubire dintre ei, care era cândva. Totul se terminase. Și, probabil, nici nu ar fi trebuit să înceapă. Din primul moment ea înțelesese că nu sunt potriviți unul pentru celălalt. Veronica, plină de viață și veselă, Igor calm și familial nu erau potriviți pentru a avea o relație. Cu atât mai puțin pentru a avea copii. Chiar și cineva deasupra vede că nu avem nevoie de acești copii. Doar tu, Svato, sperai că situația se va schimba. A strigat Veronica. El i-a prins mâna. I-a palidit și mai mult de furie. Ce drept avea să o prindă? Cine era el? De ce a hotărât că poate să-i spună când să nască și când nu? Igor, văzând totul în ochii ei, a lăsat-o imediat, și-a ridicat palmele împăciuitor, ca și cum ar fi vrut să spună că nu a gândit, s-a scuzat. Dar toate aceste scuze îi erau total indiferente. Ea și-a retras mâna, l-a privit cu ură pe omul pe care cândva îl iubise atât de mult. Este asta totul, oare? Asta e modul în care se vor încheia relațiile noastre? A întrebat el, dar Veronica nu i-a răspuns. S-a îmbrăcat repede și a pus geaca pe umeri. Se pregătea să meargă în club cu fetele, doar să se relaxeze, să se distreze și să uite de tot. În contextul acestei vieți de familie plictisitoare, lipsa copiilor, a scandalurilor permanente, ei era dor să fie din nou tânără și frumoasă. Ea a intrat cu forța în viața ei fericită de altă dată, unde fiecare moment era minunat. Cluburi, fete, noi cunoștințe, muzică tare care îi dădea un nou impuls, o energie, o tinerețe. După o oră, Veronica dansa pe ringul de dans, încercând să uite de tot ceea ce o îngrijora și o privia de somn. Cum își dorea să se întoarcă în timpurile când era tânără și fără griji. Fără nicio grijă, fără nicio neliniște din cauza lipsei de copii. Doar o viață fericită și lipsită de griji. Și ea nu a dorit niciodată mai mult. Veronica involuntar îl învinuia pe Igor. Dacă nu ar fi fost el, ea nu s-ar fi aruncat niciodată în această viață serioasă, nici măcar nu ar fi încercat să devină mai matură. O escapadă după alta a dus-o curând pe Veronica în brațele unui tânăr. Era cu câțiva ani mai mic decât ea. Dar era atât de plin de energie și de viață, încât pur și simplu nu a putut rezista. Chiar de la prima întâlnire la club, a plecat cu el acasă la el. Și din acel moment, relația lor a izbucnit ca un foc nestins. Veronica își dădea de seama că se poartă foarte urât cu soțul ei, dar nu putea renunța la această relație fericită, știind că nu va mai avea niciodată o altă șansă de a gusta din nou din viață. Ilia era tânăr. Vesel, plin de viață, debordant de energie și pasiune. Îi oferea tot ceea ce lipsea cu desăvârșire în relația ei. Veronica se scufunda în dragostea pentru el, uitând chiar și de prudență. Nu se mai temea ca nu cumva cineva să o vadă, să-i spună soțului ei. Poate că ar fi mai bine așa, doar ca fiecare să-și vadă de treabă. Igor își va găsi o femeie bună care va fi o soție demnă. Veronica se va întoarce la viața frumoasă, unde nu existau decât cluburi, un amant și nopți nebunești pline de pasiune. Și iată că era încă o noapte. Era lângă omul care o iubea și o adora. Tocmai ieșiseră din pat, stăteau pe balcon și fumau. Și în acel moment era ceva atât de frumos, atât de minunat, încât o făcea să se simtă copăleșită de fericire nu credeam că voi putea vreodată să iubesc atât de mult, a spus Veronica, privind cu adorație la amantul ei. El era unul dintre acei bărbați care nu erau capabili de dragoste, pur și simplu o lăsa pe ea să-l iubească. Uneori își permitea să se cufunde în aceste sentimente, dar doar atât cât să nu se nece, până când ea nu înțelegea sincer cu ce a meritat dragostea unui om atât de minunat. El a strâns-o puternic în brațe. Îndrăgostiții stăteau pe balcon, priveau orașul de noapte, unde luminile se stingeau deja. În blocurile de locuințe, aproape fiecare fereastră era cufundată în întuneric. Doar din când în când se zăreau luminițe mici, indicând că cineva, la o oră atât de târzie, încă nu doarme, continuând viața de zi cu zi. Veronica, pentru prima dată după mult timp, se simțea nu doar fericită, ci cu adevărat vie se tot gândea că nu a fost făcută pentru viața de familie. Ea era făcută pentru dragoste, pentru pasiune efemere, pentru fericirea perfectă în brațele celui iubit. Dimineața de vreme, Veronica se pregătea să plece acasă. El nici măcar nu s-a ridicat din pat ca să o îmbrățișeze. Veronica s-a apropiat de Ilia, că l sărutat. Dintr-un motiv oarecare, s-a simțit foarte prost. Chiar o să plece pur și simplu așa. Chiar o să-l părăsească, o să se întoarcă din nou la soțul ei, care nu este capabil de astfel de sentimente. Nici măcar nu începe, a spus bărbatul, privind-o în ochi. Știu ce o să-mi spui, că ești căsătorită, că nu vrei nicio relație serioasă. Uită-mă, Veronica! Ne simțim minunat împreună! Ne simțim perfect unul cu celălalt! Avem nopți uimitoare, dar nu ne putem iubi, a spus Ilia. Spunea adevărul, Veronica înțelege asta. A ieșit din apartament și a mers încet spre casă. Pe fața ei nu mai era machiaj. Părul care fusese coafat ieri era acum prins într-o coadă de cal, apoi legat într-un coc. Cât de obosită era de toate astea. Întreaga viață era ca un cerc vici din care nu putea ieși unde nu mai putea respira de la toate problemele monstruoase care o înconjurau. Veronica a comandat un taxi, a urcat în mașină și a închis ochii. Lacrimile i-au țâșnit în ochi, un nod s-a format în gât, iar greața, care devenise deja permanentă, o împiedica să gândească clar. Ce vor spune părinții? Ei știau deja că relația ei cu Igor era în criză. Și totul pentru că Veronica s-a întors la vechiul ei stil de viață. Nici măcar nu înțelegeau că în acest stil de viață se simțea fericită. Toată lumea voia să o schimbe, nimeni nu voia ca ea pur și simplu să fie fericită. Chiar dacă propria ei fericire era radical diferită de ceea ce simțeau oamenii din jurul ei. Când mașina a oprit în fața casei, Veronica nu a vrut să plece. Pot să stau doar câteva minute? A întrebat ea. Stați cât vreți, doar că contorul ticăie. Nu-mi pasă, chiar dacă îmi pune o mie de lei pentru așteptare. Doar o să mai stau un pic. Taxistul a dat din numeri. De obicei, oamenii care se urcau în mașina lui nu erau foarte vorbăreți. Iar cei care se urcau la o oră atât de matinală, se comportau de a dreptul ciudat. Era bine că fata nu era beată și nu i-a stricat scaunele din mașină. Și astfel de situații se întâmplau din ce în ce mai des în ultima vreme. Veronica a ieșit abia după 10 minute. Avea nevoie de prea mult timp ca să se adune, să se forceze să iasă din mașină, să intre acolo unde o aștepta viața de familie previzibilă, care o scotea din minți. Părinții ei nu o suspectau încă, dar Veronica știa că situația era pe muchie de cuțit un pic mai mult și o vor prinde ca pe un pisoi neascultător. O vor forța să se justifice pentru propria ei fericire. Unde ai fost toată noaptea? A strigat Igor când a intrat în casă. Am sunat la toate morgile, am verificat toate spitalele și nu te-am găsit nicăieri. Probabil ai fi fost bucuros dacă m-ar fi găsit într-o morgă, nu? Atunci toate problemele tale s-ar fi terminat, nu? Ce vorbești, Veronica? Îmi pasă de tine, iar tu te comporți. Ca cine? Ca un copil. A închis ochii, s-a uitat la ea printre degete, ca și cum ar fi trebuit să se gândească mai bine. Veronica a trecut pe lângă el. Bărbatul a tras adânc aer în piept și a simțit un parfum străin de parfumuri, țigări și altceva. Nu mai era o relație avea o amantă și ea și a găsit un alt bărbat. De ce, deși aveau aceleași probleme, continuau să fie o familie? Deși se putea oare numi familia lor o familie? Veronica a mers în baie și a pornit dușul. Stătea sub jeturile fierbinți, își închidea ochii și își imagina cum toată viața ei se ștergea cu o singură mișcare simplă. Ca și cum ar fi venit o menajeră și ar fi șters dragostea cu o cârpă multicoloră, Capraful. Veronica plângea subjeturile fierbinți ale dușului. Se gândea la viața ei pierdută și la cât de prost a irosit aceste zile frumoase pe care le-ar fi putut petrece cu Ilia. Igor nu o iubea. Nu mai avea niciun sentiment pentru el. Și de ce mai rămânea cu el? Se gândeau la asta în același timp. Dar nimeni nu a putut găsi un răspuns. Veronica nu a reușit niciodată să-și îmbunătățească relația cu soțul ei. Relația lor se destrăma. Amândoi înțelegeau asta, dar nu puteau face nimic. Veronica știa că cu cât amânau divorțul, cu atât mai rău, pentru că era un proces inevitabil. Ar fi trebuit să divorțeze și să nu se mai chinuie unul pe celălalt. Fata se gândea că el nu merita asemenea suferințe. Igor pe de altă parte, credea că dacă amândoi ar fi făcut un efort, ar fi putut depăși criza din relația lor. În acea dimineață, Veronica se gândea să meargă la o prietenă și apoi să facă cumpărături. Iar seara, după ce se va distra de minune, va merge la club, va dansa cât va pofti și va merge la amantul ei. Acest program o mulțumea complet. Până atunci, Veronica înțelegea deja că viața ei era ca un șir nesfârșit de probleme pe care le crea ea însă, Se putea numi asta viață? Nu. Ea pur și simplu a creat pentru sine o imagine aparent frumoasă. Nimic mai mult. Veronica se temea că viața ei va rămâne uscată, lipsită de viață, prostească. Că va deveni o cloșcă casnică se va scufunda în scutece și în seriale stupide de pe canalele pentru astfel de cloști. Seara, s-a răzgândit să meargă la club și a mers direct la amantul ei, unde s-au predat sentimentelor, bucurându-se de ultimele clipe minunate. Când s-au răcit deja, stând în pat, ea a simțit cum îi bate inima. Undeva în adâncul sufletului ei, Veronica înțelegea că nu era dragoste. Era doar o pasiune oarbă. Dorința de a te dărui complet omului pe care îl dori. Nu știa cum să scape de acest sentiment. Da, probabil că nici nu voia. Ascultă, Veronica, am vrut să vorbesc cu tine deja data trecută, dar știi tu, sunt o persoană foarte rezervată. Știu cum te simți în privința mea. Dar cred că ar trebui să ne despărțim, a spus Ilia. Veronica s-a ridicat pe un cot iar mâna ei a alunecat ușor pe cearceaful de mătase. S-a holbat la iubitul ei cu uimire și din anumite motive îi se părea că a avut un deja vu. Poate că a visat cel mai teribil coșmar dintre toate? Poate că acesta a fost momentul în care trebuia să realizeze în sfârșit că era o atașare nesănătoasă și să părăsească acest om. Nu vreau nicio scenă, Nica. Vreau să discutăm totul calm cu tine, înțelegi? Am convenit de la bun început că nu va fi nicio relație. Deci, hai să nu începem toate aceste prostii de la zero, a spus Ilia cu un gest de respingere. Ai spus că ești fericit cu mine? Veronica nu a mai putut scoate niciun cuvânt. Cu cât se gândea mai mult la cum să trăiască mai departe, cu atât se simțea mai rău. Cum va fi viața ei fără Ilia? Cum va putea trăi mai departe dacă nu va mai veni la el? un nod amar i s-a format în gât, împiedicând-o să gândească clar. Toată viața ei îi se părea acum un eveniment dezgustător. Vreau să mă întorc la familie. Soția mea este însărcinată. Nu mai vreau să umblu după fete. Vreau să fiu un tată bun. Și sunt sigur că voi reuși. Sper că voi avea un fiu pe care îl voi învăța tainele vieții de familie și îi voi spune că nu merită să-și înșele soția. De ce? Te-am simțit atât de rău cu mine, încât nici măcar nu vrei să-l înveți pe fiul tău asta. Trebuie să-l înveți să asculte de inima lui și să iubiască, a spus Veronica cu obstinație, simțind o ranchiună monstruoasă în gât. Dar asta e dragoste. Nica, nu avem nicio dragoste, când o să înțelegi asta. Petrecem pur și simplu nopți minunate împreună. Atât tot. Nu suntem nimic unul pentru celălalt, a spus Ilia calm. Vom petrece ultimele câteva săptămâni împreună, iar apoi mă voi întoarce definitiv la familie. Și voi uita cum m-am purtat cu soția mea. Fata nu a mai scos niciun cuvânt. În viața ei a reapărut un om care era gata să o părăsească din cauza lipsei de copii îl privea și înțelegea că nu era dragoste. Dar nici nu putea renunța la asta. Un nod s-a format în gâtul ei, transformându-se într-o mantie amară. Unde ar trebui să caute sprijin? Vechile prietene o disprețuiau pentru un astfel de comportament. Nu le era interesant. Veronica se ducea acasă. Abia și imagina cum va petrece ultimele săptămâni cu amantul ei știind că nu-l va mai vedea niciodată. Asculta cum îi bate inima. Îl privea cum se cufundă în somn dimineața, cum o zâmbește de îndată ce își deschide ochii după somnul de noapte. Era gata să dea orice pe lume pentru a se simți din nou vie. Cel mai mare atu al lui Ilia era că se simțea vie lângă el. Toate celelalte lucruri treceau pe plan secund. Când mașina s-a oprit în fața casei, Veronica a recunoscut imediat gipul tatălui ei. Și acum înțelegea că o aștepta o conversație foarte serioasă. Veronica a tras aer în piept, a ieșit din taxi și s-a îndreptat spre casă. Mașina lui Igor nu era acolo, probabil plecase la serviciu. O durea capul, avea un nod în gât. Părea că peste o secundă vor curge lacrimi pe care nu le va putea stăpâni. Era mar să-și dea seama că își pierde singura fir care o readucea la viață. Ei bine, iată-o pe fica noastră rătăcită. Credeam că vremurile când te căutam prin cluburi noapte au trecut de mult, a spus tatăl ei cu un reproș evident. Singura idee care se învârtea în capul Veronicăi era că nu o înțelegeau. Deși era fica lor, o rudă apropiată, ei păreau să-și pună propriile speranțe în ea și apoi erau dezamăgiți. Acest cerc vici continua. Fică, nu se poate așa. Ai o familie, un soț, ești bine. Dar gândește-te, nu merge, nu aveți copii. Nu e nicio problemă. Luați unul din orfelinat. Ne lipsesc oare cei abandonați? Nu înțeleg ce se întâmplă cu tine. Nici eu nu înțeleg ce se întâmplă cu mine, a mărturisit sincer Veronica. Cred că ar trebui să te întorci la familie. Vorbește cu Igor. Mergeți împreună la un psiholog. Încercați să remediați totul. Totul ar trebui să fie perfect pentru tine. Îți amintești că tu voiai să te măriți. Doamne, tată, nu am vrut nimic. Nu am vrut să mă mărit. Nu am vrut. Repeta Veronica din nou și din nou, plângând. Fata și-a acoperit fața cu mâinile. A simțit că o cuprinde tremurul. Nu era nimeni în această viață care să o înțeleagă și să o accepte așa cum era. Toți voiau doar să o schimbe după chipul și asemănarea lor. Vitalie Kirilovic s-a apropiat de fica sa, i-a pus mâinile pe umeri. Veronica și-a ridicat ochii plângi spre el. Nica, mama ta este grav bolnavă. Este foarte important să nu fie nervoasă acum. Dar tu te plingi noaptea, nu se știe unde și cu cine. Știi, în această viață, tuturor li se pare din când în când că iarba e mai verde pe undeva. Dar când trece timpul, înțelegi că fericirea nu e deloc în asta. Fericirea e să găsești puterea în tine, să refaci dragostea din familie, să trăiești mai departe, în ciuda tuturor ispitelor care te înconjoară. Veronica a asculta, dar cuvintele păreau un sunet col. În capul ei era doar chipul lui Ilia. Gâtul tatuat, tunsura scurtă. Zâmbea și își arunca capul pe spate. Pielea lui ușor bronzată îi accentua ochii gri deschis. Și acest chip zâmbitor era chiar în fața ochilor ei acum, când tatăl ei încerca să-i bage mințile în cap, ca să se gândească măcar un pic la viitorul ei. Conversația ei cu tatăl ei nu a dus la nimic. Deja când ieșea din taxi, Veronica știa că această conversație nu va duce la nimic bun. Tatăl ei era un om complet diferit. Din anumite motive, el și mama ei sperau că ea va deveni exact la fel ca ei doi, dar era o utopie. Veronica a petrecut restul zilei acasă. Stătea, își asculta propria inimă. Uneori pornea televizorul ca să se distragă și să nu facă o criză de panică care ar fi putut să o copăleșească cu ușurință. Ori când o apucau greața de la nervi, o cuprindea o explozie de energie care o făcea să vrea să fugă de acasă și să se arunce undeva în întunericul nopții, la un alt club, unde vor fi oameni frumoși, muzică veselă, un carnaval nesfârșit care să-i ascundă durerea din suflet. Veronica a decis să meargă la magazin nici măcar nu a luat mașina. Pur și simplu s-a îmbrăcat într-un costum sportiv și a strâns părul într-un coc și a pornit spre magazin. Pe umăr îi atârna o geantă de pânză șoper. Sub picioarele ei era asfaltul negru perfect. Veronica spera că atunci când se va căsători, viața ei va deveni perfect de lină, ca acest drum. Și mai credea că această perfecțiune îi va aduce fericirea. Dar în schimb, totul s-a transformat într-un coșmar nesfârșit și în probleme interminabile. Vica a înțeles că fericirea nu poate fi atinsă doar prin cluburi, dansuri, tineri, pasiune care nu era dragoste. Ești Veronica? A întrebat o voce feminină necunoscută. Veronica și-a ridicat ochii. În fața ei stătea o fată tânără, blondă, cu bucle moi naturale. Părul ei era atât de moale și strălucitor. Pielea era calmă, fără erupții cutanate. Veronica nu înțelegea de ce se agața de detaliile aspectului străinei. Ești soția lui Igor, nu-i așa? Aș vrea să vorbesc cu tine. Fata era clar nervoasă. Veronica a simțit asta. Știa că Igor are o amantă. Se pare că a sosit timpul să o cunoască mai bine pe această fată să mergem în casă, nu vreau să vorbesc pe stradă, a spus încet Veronica, ridicând capul spre cer. Acolo se adunau deja nori gri care păreau impenetrabili, denși. Când au intrat în casă, Veronica a înțeles că nu a mers la magazin. A pus deoparte sacoșa goală, a luat telefonul și a comandat livrarea cu câteva clicuri. Veronica a făcut ceai, a pus pe masă un ceainic mare și frumos, și-a pus un zâmbet pe față pentru a părea prietenoasă. Știu deja cine ești. Nu e greu de ghicit când o fată apare pe prag că este amanta soțului meu. Vorbește atât de calm despre asta, eu aș înnebuni, a spus încet fata. Cum te cheamă? Iulia. Iulia, relația mea cu Igor a dat de mult fisuri, încât nici nu mai amintesc când a fost totul bine cu noi. De aceea, când te-am văzut și am auzit întrebările din gura ta, totul a devenit clar imediat. Hai să trecem direct la treabă, să nu ne chinuim una pe cealaltă, a spus Veronica. Iulia, care nu se aștepta deloc la o astfel de primire, s-a tensionat considerabil. Nu știa cum să înceapă o conversație cu o persoană care putea discuta atât de calm despre infidelitatea soțului. Ascultați! vreau să fiți de acord cu divorțul când vi-l va oferi. Am vorbit despre asta cu el chiar zilele trecute și vrem să fim împreună. Știu că aveți probleme, iar eu îi voi face un copil, vom avea o familie, înțelegeți. Știi ce, fă ce vrei, a spus Veronica cu un gest de respingere. Nu era dezamăgită de soțul ei, pur și simplu nu simțea nimic. În mintea Veronica ei era gol, Gândurile nu curgeau, nu era nimic de spus. Veți da divorțul? A întrebat Iulia calmă, dar era clar că calmul ei era forțat. Fața ei s-a lungit involuntar de uimire. De ce nu? Vrei să fiți împreună, așa că fiți. Igor nu mă mai iubește de mult timp. Uneori mi se pare că nu m-a iubit niciodată. Voia doar ca cineva să joace rolul de incubator. Veronica nu a mai spus nimic despre soțul ei. A schimbat subiectul. Au vorbit un pic despre munca lor și despre viețile lor, apoi s-au despărțit. Nica nu ar fi vrut niciodată să o mai vadă pe această Iulia. Dar nici pe Igor nu mai voia să-l vadă. Aceasta a fost ultima zi. Știa că nu-l va mai vedea niciodată. Ilie era deja bine amețit, iar ea, trează, nu putea fi numită. Veronica îl privea încă pe Ilie cu ochii îndrăgostiți, abia crezând că acest om o poate părăsi pentru totdeauna. Râdea, își arunca capul pe spate și mormăia constant ceva, dar ea abia înțelegea cuvintele, nu distingea prostiile pe care le revărsa asupra ei în cantități atât de mari. Era și el fericit, deși înțelegea că era ultima lor întâlnire. Trebuie neapărat să mergem cu tine în oraș. Pur și simplu trebuie, Altfel nu vom mai reveni niciodată la acest subiect. Nu vom mai merge niciodată cu mașina împreună ca înainte, mă auzi. Ce spui? Suntem deja gata, ce călătorii mai pot fi? A spus Veronica uimită, apoi a râs, luând totul drept o glumă proastă. Cum ar fi putut fi serios cu ea acum? cum ar fi putut vorbi cu adevărat despre faptul că trebuie să meargă și să se distreze la maxim pentru ultima oară? Abia se țineau pe picioare amândoi, la ce călătorii putea fi vorba. Veronica s-a rezemat de spătarul scaunului, dar brusc a venit peste ea ca un nor, apoi o grimasă dezgustătoare i-a apărut pe față. Veronica știa că această expresie facială apărea la el doar atunci când îi veneau în minte gânduri despre care ar fi fost mai bine să nu știe. Cum te-ai speriat? Te-ai speriat să vezi orașul de noapte cu mine pentru ultima oară? Poate că nu m-ai iubit deloc atunci. Dintr-o dată a cuprins o detalie, a coborât un pic mai jos, apoi s-a aruncat asupra buzelor ei cu o asemenea lăcomie, de parcă nu le sărutase niciodată până atunci. Se stingea în brațele lui. Simțea că numai aici era viață și de fiecare dată când o lua cu el, mergea ca o aie ascultătoare. Peste 15 minute, coborâseră deja la mașină. Complet fericită, Veronica stătea pe scaunul din față. În mintea ei se nășteau gânduri că ar putea avea un accident și să se spargă din cauza stărilor. Dar asta nu conta pentru ea, nu avea sens. Cine știe, poate vor avea un accident, atunci vor muri amândoi și chinurile din viața ei se vor sfârși. Fata era sigură că toți rudele ei, când va muri, vor răsufla doar ușurați. Igor nu va trebui nici măcar să divorțeze. Va deveni văduv peste noapte și nu va mai avea o soție care umblă cu alții. Mama și tata, probabil că vor fi supărați. Dar nu pentru mult timp. Foarte curând, supărarea lor se va transforma din nou în tăcere beată. Nu va mai fi fica care îi face de rușine zburau prin orașul de noapte, presimțind gustul fericirii iminente. Veronica s-a plecat pe geam, a strigat în gura mare, a simțit cum toată viața ei se restrânge în acest moment minunat. Era lângă bărbatul iubit, el zâmbea. Ilia râdea, o privea cu adorație și a vedea că în acești ochi sclipea fericirea. Acolo era el, bărbatul visurilor ei, viața pe care o dorea. Și toate astea erau mult mai importante decât fericirea familială proverbială. Dar, dintr-o dată, s-au aprins faruri în față. Zburau atât de tare cu mașina lor, încât nu observau deloc că în jur erau alte mașini. Doar o clipă mică îi despărțea de impact. Veronica a închis ochii ca să nu vadă asta. Dar, brusc, mașina a zguduit-o. A fost lovită dureros în lateral, dar a rămas steafă. Coliziunea nu a avut loc. Nica a deschis ochii și a văzut că mașina care venea din sens opusă cea în șanț, complet contorsionată. Se uita la mașină, înțelegând că totul s-a terminat. Trebuie să plecăm, auzi? Să plecăm! a strigat bărbatul. Veronica a ieșit din mașină și s-a îndreptat direct spre mașina contorsionată. Bărbatul și femeia au murit pe loc. Nici măcar nu le-a simțit pulsul. Dar copilul mic care stătea în spatele scaunului din spate într-un leagăn puternic plângea, plângând cu lacrimi amare. Veronica l-a luat în brațe ca și cum ar fi fost al ei. A mers cu pași rapizi spre mașină, uitându-se în jur. Mai mult decât orice, se temea că acum o va vedea cineva. Ești nebună? Pleacă. A strigat ea. Nu a mai fost nevoie să spună nimic altceva. Ilia a apăsat pedala de accelerație până la podia, mașina a pornit, iar ei au dispărut în noaptea tăcută. Ilia bâlbâia, încerca să spună că pe această porțiune de drum nu sunt camere. O întreba din nou și din nou pe Veronica dacă a văzut un devere, dar ea doar dădea din cap negativ. Nu-și amintea de niciun devere, cameră sau telefon, poate pentru că nu se uita în acea direcție. Îl ținea în brațe pe bebeluș, temându-se să-și destindă palmele, de parcă ar dispărea ca un vis creu înainte de zori. Când au ajuns la apartamentul lui, el o privea cu groază pe amanta lui. Ținea în brațe dovada vie că au făcut un accident monstruos. Totul din cauza faptului că nu s-au gândit la ce fac când s-au urcat în mașină în această stare. Îți dai seama ce faci. Nu pot să cred că ai luat copilul cu tine, a strigat el, iar din cauza acestor strigăte a început să o doară capul. Ți-am spus, ne despărțim. Povestea noastră se termină aici pentru totdeauna. Nu te mai vreau să te văd. Fă ce vrei cu acest copil. Dar nu mai poate fi nimic între noi, a strigat bărbatul. Ea a tresărit de cât de brusc au sunat aceste cuvinte. Veronica nu mai simțea durere sau dezamăgire. Ci doar se uita la acest om și se gândea că odată era gata să-și vândă sufletul pentru el, iar acum era străin pentru ea. Doamne, de ce ai luat copilul? A întrebat el lui, privind-o și temându-se să audă răspunsul. Mai mult decât orice, Ilia se temea că ea va începe să-l șantajeze cu acest copil. Va spune că va spune totul poliției: va duce bebelușul la poliție, îl vor închide. Nu va avea timp să devină tată. Îl voi păstra pentru mine. Mă voi duce acasă, voi vorbi cu soțul meu. Vom încerca să rezolvăm totul cu el, apoi vom păstra copilul pentru noi și îl vom crește ca și cum ar fi al nostru, a spus ea cu dragoste în voce. Veronica și-a plecat privirea și s-a uitat cu atenție la bebeluș. Mahașmurea l dispăruse fără urmă tot ce gândea ea mai devreme a trecut pe plan secund. Nica a simțit cum mi se urcă lacrimile în ochi. Avea un bebeluș în brațe. Nu l-a purtat sub inimă, nu l-a născut, dar îl ținea în brațe și înțelegea că este bebelușul ei, al ei. Nu-l va da niciodată nimănui. Ilia a rămas încremenit. Nu se aștepta deloc la un astfel de răspuns. Dar îl liniștea că ea nici măcar nu s-a gândit să-l șantajeze. S-a apropiat de ea, s-a uitat la copil. Crezi că asta ne va ispăși vina? Din cauza noastră au murit doi oameni. Cred că nu vom putea niciodată și niciodată să ne ispășim această vină, a spus Veronica. Dar cel puțin pot oferi o viață fericită acestui micuț. Poate că este un semn pentru mine că e timpul să termin cu acest stil de viață? Cred că pentru amândoi este un semn că trebuie să terminăm definitiv cu acest stil de viață, a spus Ilia. A promis să o duc acasă. Îl asculta, dădea din cap. Simțea că viața ei va deveni din nou calmă și plictisitoare la un moment dat. Dar acum aceste gânduri tulburau fericirea. Până acum, când închidea ochii, o imagine strălucitoare îi apărea în minte. Iată-i cum se grăbesc pe drum, beți, neștiind nimic. Se apleacă pe geam, strigă, el se uită la ea, își aruncă capul pe spate și râde. Sunt doi oameni absolut fericiți care se văd pentru ultima zi din viață. Și iată lumina orbitoare a farurilor, scârțâitul frânelor. Ea sare din mașină și ia copilul. Veronica era deja pe stradă, ținând copilul în brațe. Când a intrat în curte, l-a văzut pe soțul ei în casă. Se plimba dintr-o parte în alta, ca și cum s-ar fi pregătit pentru o conversație. Dacă nu vrea să te accepte și să te iubiască, tot nu te voi părăsi, a spus Veronica în șoaptă, privind ochii adormiți ai bebelușului. Te voi iubi până la sfârșitul zilelor tale. Chiar dacă vei crește la fel de stricat ca mine, tot te voi iubi. Îți promit. Te voi accepta așa cum ești, a spus Veronica printre lacrimi. Era timpul să intre în casă, unde o aștepta o conversație serioasă cu soțul ei. Când a intrat, bărbatul a deschis gura, dar nu a reușit să-i spună nimic. Igor o privea cu ochi mari, neînțelegând de unde a apărut copilul. Nu înțelegea ce se întâmplă, din anumite motive simțea că această situație îi va schimba radical viața. E groaznic, a spus Veronica direct, când a povestit toată situația și și-a dat seama că, cu o probabilitate mare, bărbatul nu o va accepta, nu o va ierta, nu va permite ca relația lor să continue. A povestit despre accident, despre amant, despre fata care a venit și a cerut divorțul. Tot ce își dorea era ca ea și soțul ei să clarifice totul în proporție de 100% și abia apoi să ia o decizie. Igor stătea ca și cum l-ar fi lovit cu un sac în cap. Ascultă, cred că este un semn divin. Un semn că ar trebui să renunți la acest stil de viață dezordonat. Voi accepta acest copil ca și cum ar fi al meu, îl voi crește ca și cum ar fi al meu și totul va fi bine. Voi putea trăi în continuare cu această fetiță, voi deveni mamă și totul va fi minunat. Dar dacă înțelegi că nu vrei nimic, dacă pentru tine e normal să pleci și să rămâi cu fata asta, te voi înțelege. Veronica a tăcut. Igor nu mai spunea nimic. Nu-și credea propriilor urechi. Situația care se petrecea chiar acum în fața lui părea un roman suprarealist. Îți propun să devenim din nou o familie. Să ierte resentimentele și infidelitățile unul altuia. Să înceapă de la zero, unde am putea deveni soț și soție. Părinții unei fetițe frumoase. Vom discuta totul și vom lua o decizie. Igor a dat din cap. S-au așezat la masă și nici măcar nu au observat cum au vorbit până dimineața. Banii au jucat un rol important. Au reușit să obțină cu ușurință documentele. Au făcut totul de parcă Veronica ar fi născut acest copil. Nimeni nu a pus nicio întrebare suplimentară. Și nu este de mirare, având în vedere sumele de bani care au fost plătite pentru asta. Veronica a înțeles foarte repede că toată viața ei anterioară era absolut lipsită de sens în comparație cu maternitatea. Toate aceste petreceri, cluburi, dansuri, toate acestea erau relicve ale trecutului. Acum a venit viața reală. Își admira copilul în fiecare zi, uitând cum l-a obținut. Părinții au fost surprinși de cât de mult s-a schimbat Veronica. A devenit mai responsabilă și a început să facă lucrări de caritate. Veronica a devenit soția pe care Igor o visa mereu. Fica pe care părinții ei o visau mereu. Și ea însă și era cu adevărat fericită în toate acestea. Veronica a simțit că viața ei capătă sens și că lucrurile vor fi și mai bune în viitor. Prietenii ei vechi au rămas în trecut. La fel ca și amantul ei și stilul ei de viață dezordonat. Exista doar prezentul, în care trăia și respira din plin. Ști, probabil că nu este obișnuit să vorbești despre asta. Mama mi-a spunea mereu că dacă ești fericit, păstrează-ți gura închisă. Dar sunt cu adevărat surprins că am reușit să refacem totul. Igor, nu ți se pare că nu e așa pur și simplu. Nu ți se pare că nu pur și simplu am reușit să ne refacem relația? Nu ți se pare că acest copil ne-a fost dat de sus? Nu crezi că toate astea sunt o serie de coincidențe? El a dat din cap. De mult timp, Igor nu mai credea în coincidențe. A renunțat la amanta lui, a fost un soț exemplar și și-a adorat fica. Părea că a uitat cu toții că acesta nu era copilul lor. Au trecut 20 de ani plini de dragoste și înțelegere reciprocă. Cine ar fi putut crede că și Igor, și Veronica, după ce au parcurs un drum atât de dificil la începutul relației lor, vor putea să-și păstreze dragostea unul pentru celălalt, iertând resentimentele, infidelitățile și dezamăgirile. Au continuat să se iubească unul pe celălalt, indiferent de orice. Niciunul dintre ei nu-și amintea prin ce au trecut. Veronica nu se mai gândea la amantul ei, deși îl iubea atunci mai mult decât viața. Nu avea de gând să-și amintească nici de infidelitatea soțului, parcă s-au învățat unii pe alții o lecție. Dintr-un motiv oarecare, astăzi dimineață toate acestea i-au venit în minte. Părea că ar fi trebuit să fie o zi minunată. Fica vine în vizită. Vor vorbi împreună, o vor întreba cum decurg relațiile ei cu tânărul. Dar Veronica nu avea în minte decât gânduri despre trecut, care o cuprinseseră încă din noapte. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu ai nicio expresie pe față? Nica, ești bine. Cum te simți? A întrebat Igor, încruntându-se. Starea soției sale îl făcea să se simtă tensionat. Se temea că ea va moșteni boala mamei sale. Într-o dimineață, Va afla că le-au mai rămas doar câțiva ani de trăit, iar apoi ea, ca și mama sa, se va stinge zi de zi, luându-și rămas bun de la familia ei. Mama Veronica i-a murit acum 10 ani, iar tatăl ei a plecat după soție la câteva zile. Deși au trecut printr-o perioadă dificilă în viață, au înțeles că acest lucru i-a unit și mai mult. Da, începutul relației lor nu a fost deloc ca un roman luminos, cum se arată în filme dar acum, când au trecut prin toate acestea, se iubeau atât de mult încât nu-și mai imaginau viața fără familie. Toate aceste greutăți îi ajutaseră să înțeleagă cât de importanți sunt unul pentru celălalt, cât de important era să vorbească pur și simplu, să discute problemele cu voce tare, nu să le ascundă și să nu aștepte ca persoana de la celălalt capăt al firului să ghicească totul singură. Nu știu de ce, dar mi-am amintit cum am început totul și mi-a venit rău, a spus Veronica, hotărâtă să nu-i mintă soțul. Lasă-mă în pace! A trecut atâta timp. Am trecut prin atâtea împreună. Eu, de exemplu, nu regret nimic. Dar tu? A pus această întrebare intenționat, pentru a o face să înțeleagă că nu are de ce să se îngrijoreze, că totul este bine între ei. Te iubesc mai mult decât oricând. Da, poate că relația noastră nu a avut un început ca în poveștile pentru copii despre prințese. Dar acum, de fapt, suntem fericiți împreună, nu-i așa? Te iubesc mai mult decât oricând. Da, poate că relația noastră nu a avut un început ca în poveștile pentru copii despre prințese. Dar acum, de fapt, suntem fericiți împreună, nu-i așa? Igor avea dreptate. Acum relația lor era o adevărată idilă, în care erau gata să facă orice unul pentru celălalt. Te rog, nu te mai gândi la asta. Știi că totul va fi bine. Ai nevoie doar de puțin mai mult timp pentru ca această stare neplăcută să treacă. Te iubesc. Amândoi am făcut greșeli, amândoi, auzi. Ne-am iertat și am decis să începem totul de la zero. Și de atunci totul s-a schimbat. Sunt foarte mândră de tine, mândră de noi că am putut depăși toate astea. Veronica a zâmbit. Cuvintele lui i-au ușurat sufletul, deși încă se gândea că nu se va putea ierta niciodată dacă această situație va ieși la iveală sau dacă Fica ei va afla cum a apărut de fapt în familia lor. Acum, a spune adevărul era mai înspăimântător decât moartea pentru Veronica. Vom spune adevărul cândva? A întrebat Veronica brusc, fără a specifica prea mult. Dar el a înțeles perfect despre ce vorbește. Da, vom spune-o. Doar nu acum, a spus Igor. A sărutat-o pe soția lui, apoi a ieșit afară. Micuța lor, casă confortabilă, era înconjurată de verdeață. Veronica a deschis ferestrele mirosul de trandafiri a umplut camera. Și când s-a simțit fericită în propria casă, înconjurată de aromele trandafirilor plantați cu propriile mâini, anxietatea a început să dispară. Lena stătea în mașină și îl admira pe alesul ei. Era un băiat simplu de la țară, neștiind că mireasa lui era de fapt o domnișoară foarte bogată. Lena, fica Veronicăi și a lui Igor, nu se grăbea să spună că avea o viață bună, fidelă și o ambalată -o din toate punctele de vedere. Cel mai mult, Elena se temea că atunci când va afla, o va considera superficială sau, și mai rău, se va cupla cu ea doar din cauza averiei. Nu exista o situație mai terifiantă pentru ea decât aceea în care un bărbat ar avea nevoie de ea doar în anumite condiții. „Astăzi le voi spune părinților mei că e timpul să ne cunoaștem cu toții”, a spus Lena cu un zâmbet imaginându-și deja cât de fericiți vor fi părinții ei de această veste. Ei puneau deja constant întrebări despre alesul ei. Așa că, mai devreme sau mai târziu, această cunoaștere trebuia să aibă loc. Lena nu se temea că Veronica și Igor vor părea cumva diferiți. De fapt, voia să le propună să se schimbe și să vină la rudele soțului sub pretextul de rude sărace, ca să vadă cum vor reacționa la o mireasă fără zestre dar deocamdată ea ține acest plan secret. Când i-am spus mamei că îi aduc părinții tăi, a fost foarte nervoasă. Nu-mi place că este atât de îngrijorată. Vreau ca totul să se termine, a spus bărbatul. Vitia era foarte îngrijorat. Voia ca cunoașterea să aibă loc deja, să organizeze nunta și să petreacă zile fericite alături de frumoasa sa viitoare soție. Și cine știe, Poate că totul va fi bine și familia lor va fi un exemplu pentru alții. Lena nu era îngrijorată de cunoaștere. De fiecare dată râdea ușor de iubitul ei. De ce dramatiza atât de mult din cauza unei simple cunoașteri cu părinții? Pur și simplu vorbim cu ei și gata. De ce ești atât de îngrijorat? Dacă nu le plac, decizia mea nu se va schimba și știa asta perfect. Și dacă nu le plac părinților tăi, ne vom căsători oricum, nu-i așa? Viti a dat din cap, deși nu-i plăceau astfel de conversații. S-a încruntat, apoi, punându-și palma pe mâna ei, a sărutat-o. Lena a ieșit în fața apartamentului pe care îl închiria. Apoi, după un sfert de oră, a luat un taxi de acolo la părinții ei. Se temea să-i spună adresa adevărată iubitului ei pentru că ar fi putut înțelege imediat că era o pinocchio bogată. Să-l lase în neștiință fericită pentru moment. Îi va spune totul mai aproape de nuntă, dacă nu se va supăra. Când Lena a ajuns acasă la părinții ei, au întâmpinat-o cu multă căldură, ca întotdeauna. Lena știa că poate veni mereu în casa părintească, unde va fi primită indiferent de ce se întâmplă în viața ei. Mama o accepta necondiționat, nu o certa niciodată fără motiv. Ei bine, e timpul să ne pregătim, vom merge să ne cunoaștem cu toții. Și cu el, și cu părinții lui. Am aranjat totul deja, așa că vom merge joi, a spus Lena cu veselie, uimindu și părinții cu anunțul brusc. Ei bine, ce faci, fică, măcar ai fi putut să previi din timp, a spus Veronica surprinsă, neașteptându-se la o asemenea șotie de la fica ei, care, parcă intenționat, a ținut totul secret mult timp. Ascultați, nu ați putea cumva să vă îmbrăcați modest și să veniți cu trenul? Nu i-am spus încă cam zestre. Dar nu vreau ca nici părinții lui să știe, măcar pentru o vreme la început. Ești o artistă, ne pui mereu în pericol, a spus Igor râzând. Fica a izbucnit în râs în hohote. La urma urmei, nici măcar nu s-a gândit cum ar fi reacționat ei, de fapt, la această situație. Așezându-se la masă, s-a uitat mai întâi la tatăl ei, apoi la mama ei. Și un zâmbet viclean a apărut din nou pe fața ei. Îți dai seama că va trebui să ne cumpărăm ceva acum? Tu ești copilul naturii, ai cumpărat ce ai vrut. Dar părinții tăi nu fac altceva decât să nu poată găsi haine bune pentru ei înși. Suntem săraci, iar acum trebuie să târăm și haine din consignație în casă. A spus Veronica cu o voce plină de suferință. Apoi a închis ochii teatral, și-a pus palma pe frunte și aproape caleșinat. Apoi au râs cu toții cu hohote. Veronica se uita la fica ei și nu-și putea crede norocul că avea o asemenea mică fericire. În sfârșit, s-au adunat cu familia. Involuntar. Ea și -a amintit cum considera fericirea o viață complet diferită. Acum părea atât de prostesc. De ce a decis că toate aceste petreceri sunt fericire? De unde a luat ideea că va putea găsi pace în relații cu cineva care nu avea de gând să divorțeze de soția lui? Când Veronica aș amintea de trecutul ei, se considera o idioată de nedescris, dar din fericire a găsit puterea să se ierte. Seara când Lena a plecat, Veronica s-a adâncit și mai mult în gânduri. Se gândea la fica ei, la cum să-i spună povestea apariției în familie și cum ar putea reacționa bietul copil când va afla că mama ei este o criminală. Veronica și-a acoperit fața cu mâinile și imediat l-a simțit pe soțul ei punându-i mâna pe umăr. Ce s-a întâmplat din nou? Te-ai adâncit din nou în gândurile tale. Mai devreme sau mai târziu va trebui să-i spunem. Igor s-a așezat lângă Veronica, o luând de umăr. Ea s-a uitat în ochii lui și a avut impresia că nu era demnă de acest om încă de la bun început. Bun, receptiv, calm. Atât de bun, un familist exemplar. Păcat că Veronica nu a reușit să fie așa de la bun început al relației. A avut nevoie de suficient timp pentru a dobândi aceste trăsături de caracter. Vom spune când va veni timpul. Dar acum nu trebuie să ne chinuim din nou. Ție-ți e ușor de spus. Tu nu i-ai ucis părinții. Veronica a tăcut. Această situație i-a revenit în minte în mod repetat. Lumina albă, fața lui Ilia, accidentul, fuga lor complet nesăbuită de acolo și apoi, în fiecare zi, răsfoia știrile în speranța că nimeni și nicăieri nu va scrie despre accident, nu va căuta vinovații. Era timpul să se pregătească pentru întâlnirea cu socrii. Veronica era foarte nervoasă de dimineață, nu știa ce să facă, ce să îmbrace, cum să facă o impresie bună oamenilor pe care nu i-a văzut niciodată și care ar trebui să devină rudele lor. Nu te mai frământa atât de tare, totul va fi bine, doar mergem în vizită. Asta e tot, a spus Igor, apropiindu-se de ea pe la spate. Și-a pus palmele calde pe antebrațele ei. Veronica a tresărit involuntar. De ceva i s-a părut că o tachinează. Bineînțeles, nu putea fi așa. Veronica însă și nu putea explica motivul anxietății sale crescute. La urma urmei, merg doar la o cunoaștere. Nimic critic, nimic serios. Fica lor nu se căsătorește încă cu acest om. Nu era nevoie să faci o dramă din nimic. Bine, îmi voi pune această tricou și blugi, iar tu puneți rochia aia luminoasă cu flori, a spus Igor. Igor. Fica a cerut să ne îmbrăcăm mai modest, iar tu îmi propui o rochie de la Gucci. A râs, iar râsul ei sonor a confirmat încă o dată că această nervozitate tot poate fi eliminată. Veronica l-a îmbrățișat pe soțul ei, s-a lipit de umărul lui, pur și simplu l-a simțit lângă ea. Cândva m-a dus-o acasă într-un pachet mic. Iar acum este atât de mare încât se va căsători. Nu pot să cred, dragă, că o mărităm. Cât de repede a reușit să crească. A întrebat Veronica, dând din cap. Se uita la propriile picioare. Părea să-i fie rușine de ceea ce tocmai spusese. Vroia să-și ia cuvintele înapoi. Se devină din nou o adultă, nu o capricioasă care nu vrea să renunțe la propriul copil doar pentru că se simte înghesuit în căminul familial, care dorește propria sa familie. Soțul o strângea tare în brațe și el ar fi fost foarte bucuros să-și păstreze fica în familie, ca ea să trăiască pur și simplu după bunul plac, să nu se îngrijoreze de nimic și să nu se grăbească să se căsătorească atât de devreme. Ei bine, ce să faci, Nica, ea l-a ales, băiatul e bun. Poate că noi doi vom regreta că nu s-au căsătorit mai devreme. Doamne ferește, a spus Veronica. El îi prindea colierul la gât. Arătau ca niște oameni obișnuiți, chiar mai săraci decât media. Veronica se uita la propria reflexie, și se părea că a scăpat prea ușor în această situație. Dumnezeu ar fi trebuit să o pedepsească mai aspru, să-i aducă atâtea probleme în viață. Ar fi acceptat cu calm chiar și boala mamei sale. Dar toată viața ei se desfășura minunat. De parcă nu ar fi luat un copil de la părinți morți în mașină. Ce ar fi salvat un bebeluș de la o soartă groaznică? Nu te-ai gândit niciodată cum ar fi fost viața noastră dacă aș fi venit acasă atunci. Nu am fi mers beți cu mașina, pur și simplu aș fi venit la tine. Ce ar fi fost? A întrebat Veronica. Când și Igor a ridicat ochii spre ea, a înțeles că o frământă această întrebare de foarte mult timp. A ridicat din umeri involuntar. Aș fi plecat la Iulia, aș fi uitat de căsătoria noastră ca pe un vis urât. Probabil că ai fi trăit singură o vreme, apoi ți-ai fi găsit un tip vesel. Am fi trăit separat, a spus Igor. Ea dădea din cap, dar acum, din anumite motive, acest plan îi se părea complet nerealist. Acum Nica era gata să dea orice pe lume doar pentru a rămâne căsătorită cu el și a păstra această liniște și acest confort minunat pe care l-adora din toată sufletul. Când stăteau amândoi în fața oglinzii, păreau o unitate. În astfel de momente, Nica se simțea la locul ei. Probabil că părinții ar fi fost fericiți să știe că, chiar și după moartea lor, căsătoria lor minunată continuă. Fica a crescut deja viața a devenit și mai frumoasă decât era înainte. Igor, parcă i-ar fi auzit gândurile, a spus, părinții tăi ar fi fost fericiți să te vadă cât de mult te-ai schimbat. Dar știi, cred că această cale ne-a fost dată amândurora pentru a ne iubi altfel, pentru a aprecia altfel unul pe celălalt. Dacă mai întreba dacă regret ceva, ți-aș spune că nu. De mult nu mai cred în coincidențe. Tot ce am trăit noi doi, dragă, a fost necesar. Nicio dificultate nu este dată în această viață pur și simplu așa. A spus-o cu o voce absolut blândă și plină de tandrețe. Au ieșit din casă, au chemat un taxi și au mers la gară. Când au urcat în tren, Veronica s-a simțit neliniștită. De mulți ani nu mai luase transportul în comun. Acum mi se părea un loc complet neobișnuit. Veronica a ocupat un loc lângă bara de susținere, deoarece nu mai era unde să se așeze. Deja regreta că au mers cu trenul. Trebuia să nu-și asculte fica, să cheme un taxi și apoi să-i spună că au venit cu transportul în comun. Când o fetiță a venit la Veronica, i-a întins o notă. Nica a luat-o în mână, a citit-o cu ochii, ajutați-mă, mamei este rău. Veronica a ridicat ochii spre copil. Fata a gemut și apoi a arătat spre ceva. Fata a mers spre scaunele din spate. Veronica, ca vrăjită, a urmat-o. Și dintr-o dată a văzut o tânără care arăta foarte nefericită, care avea clar probleme de sănătate. Fetița mică o atingea pe mamă din nou și din nou, cerându-i ajutor cu buzele. Veronica i-a scris un mesaj soțului ei. Au coborât toți împreună la următoarea stație. Veronica a cumpărat rapid apă rece, i-a dat-o femei și s-a făcut puțin mai bine. A rostit doar cuvinte de scuze, că din cauza ei au trebuit să coboare. Igor și Veronica s-au uitat unul la altul. Fata care stătea în fața lor era copia fidelă a fiicei lor. Și astfel de coincidențe nu se întâmplă pur și simplu în viață. Soțul meu mă obligă să cerșesc. Locuim aproape, în satul vecin. Casa noastră este aproape distrusă. Nu avem cu ce să ne hrănim copilul. Îmi este groază că organele de tutele o vor lua. Fata a izbucnit în plâns, strângându-și copilul la piept. Se sufoca de durere și sentimente. Așteptați o clipă, dar unde sunt părinții dumneavoastră? Veronica nu se putea calma deloc simțea că situația va fi direct legată de accidentul teribil pe care îl provocaseră cândva. Sunt din orfelinat. Nu știu, mama a murit de mult. Sună-o pe fica ta. spune că nu vom veni astăzi. Scuză-te cum vrei. Mergem acasă, a spus Veronica cu asprime soțului ei, luând imediat telefonul. În timp ce chema un taxi, s-a adresat femeii nefericite, acum vă voi duce acasă la noi. Vă vom hrăni pe dumneavoastră și pe copil și vom vorbi normal. Vă rugăm, liniștiți-vă. Voi chema o ambulanță pentru dumneavoastră. Nimeni nu va lua copilul, vă jur, nimeni nu îl va lua. Veronica repeta aceste cuvinte ca o mantră. Femeia a fost de acord să meargă cu ea. În ciuda fricii că, dacă o vor vedea în curând în ce stare se află, Mama și copilul vor fi luați imediat. O oră mai târziu, erau deja acasă. Bogații se grăbeau, ambulanța urma să sosească în orice moment. Când mașina a apărut lângă poartă, femeia s-a răzgândit și a început să implore să-i lase să plece, dar imediat ce a sosit medicul, a tăcut imediat, pentru a nu stârni suspiciuni suplimentare. Medicul a examinat-o în altă cameră, i-a pus întrebări. Veronica stătea cu fetița mică, râdea, făcea grimase la ea, râdea cu voce tare. Fetița s-a îndrăgostit iremediabil de ea. La urma urmei, nu avusese niciodată ocazia să comunice cu o persoană atât de bună. Vă recomand cu tărie să continuați tratamentul. Are nevoie de medicamente, dar nu le ia, așa cum înțeleg. Suntem rude nu am comunicat de mulți ani din cauza unei certuri stupide. Veronica minția pe loc. A dat din mână, ca și cum nu ar fi însemnat nimic. Literalmente zilele trecute am reînnoit comunicarea. Am aflat că are anumite probleme. Nu vă faceți griji, vom rambursa tot tratamentul. Acum nu mai sunt probleme. Medicul a crezut-o necondiționat. Maria care privea toată această situație, a rămas cu gura căscată de uimire. S-ar putea spune că niște binefăcători bogați i-au salvat viața. La urma urmei, cine știe cum s-ar fi putut termina această poveste? Medicul a plecat, a lăsat o rețetă, a cerut să viziteze medicul din nou în curând. Veronica a așezat-o pe Maria la masă, a jurat să-i cumpere orice medicamente, apoi a arătat o fotografie a fiicei sale. Nu a intrat în detalii, a explicat pur și simplu că fica ei nu era de sânge, dar că nu știa încă despre asta. Maria a rămas cu gura căscată de uimire, văzând că se mânau ca două picături de apă. Mama mea era foarte tânără, frumoasă, dar se întâlnea cu un vagabond care i-a risipit viața și s-a comportat oribil cu ea. Bunica mea se plângea mereu că o femeie atât de frumoasă și-a ales un astfel de ticălos ca soț, a spus Maria. Igor a vrut doar să spună că nu era necesar să înceapă de atât de departe, dar soția sa l-a privit strict. Mai bine să tacă, pentru că acum era foarte important să afle adevărul. S-au născut sora mea și cu mine. Din câte știu, părinții noștri duceau o viață dezgustătoare. Părinții tatălui nostru au venit în sat, au luat un copil, sora mea. Bunica mea spune că au avut un accident pe drum. Vinovații nu au fost găsiți, iar copilul a dispărut pur și simplu. Mama mea a murit foarte repede de boală. Bunica m-a dat la orfelinat. Apoi bunica mea a murit foarte repede. Așa că am rămas singură. Nu mă amintesc prea bine de sora mea, eram foarte mici, a spus Maria. Igor s-a încruntat. S-a uitat la soția sa și nu-i plăcea că nu pot afla adevărul. Totul era ciudat, inexplicabil de ciudat. Apoi m-am căsătorit, aproape cu primul om pe care l-am întâlnit din cauza sarcinii. Soțul meu mă obligă să cerșesc, nu lucrează el însuși și își pune mâinile pe mine. Fica mea abia a început să vorbească. El a făcut un scandal beat acasă și asta e tot. Micuța a tăcut din nou, comunică cu mine doar prin mesaje. Doamne, cât de îngrozitor este tot! A plâns ea. Veronica s-a uitat la soțul ei. El doar ridica din umeri, neștiind ce să facă. Dar Veronica nu avea de gând să-i părăsească sora soției sale, chiar dacă era deja suficient de mare. Du-te și te culcă, iar eu voi sta cu fica ta. Vom viziona desene animate, vom mânca. Tu dormi. Medicul a spus că este bine pentru tine. Apoi vom mai vorbi. Nu te gândi la nimic, doar dormi, a spus Veronica. A dus-o pe fată în camera de oaspeți. Veronica însă și a simțit că întreaga ei viață parcă se împărțise în două părți. Oare chiar stătea în fața ei sora soției sale? Oare va trebui să spună acum tot adevărul? Veronica s-a uitat la soțul ei. El a promis că el însuși o va aduce pe fica lor. De data aceasta, ei vor spune cu siguranță totul. Veronica a petrecut seara cu fetița. Ea tot nu vorbea. Probabil că era nevoie de un logoped bun aici. Cel puțin fetița se distra și se simțea în siguranță lângă această femeie, deși necunoscută, dar foarte amabilă. A doua zi, Veronica a decis să-i adune pe toți. Erau Veronica, Igor, Lena, Maria și fetița. Când Lena și Maria s-au văzut, au încremenit, uitându-se una la alta cu ochii complet uimiți. Se uitau una la alta și apoi la Veronica, care avea lacrimi în ochi. Nica a stat în capul mesei și a povestit sincer despre accident, despre copil, despre ce s-a întâmplat. Deși înțelegea că această conversație poate pune punct pentru totdeauna relației sale cu fica ei. Când Lena s-a ridicat brusc de pe scaun, Nica a înțeles că fica ei va pleca acum pentru totdeauna. Nu o va mai vedea niciodată, nu va mai auzi vocea ei, va rămâne pentru totdeauna pentru fica ei o criminală care a fugit de la locul crimei. Dar, în loc de asta, Lena s-a apropiat de mama ei, a îmbrățișat-o strâns și a izbucnit în plâns. Mulțumindu-i pentru că a salvat-o. Cine știe, poate că, fiind un copil mic, rămânând acolo pe drum, ar fi murit de fric și foame înainte ca cineva să vină din mașinile de salvare. Când lacrimile lor s-au uscat, Veronica a vorbit din nou. Maria, ești sora mea vitregă. Deci vei fi și fica mea. Împreună vom angaja un avocat, vom merge la sat. Vom obține divorțul de soțul tău și nu va mai trebui să cerșești. Vei merge la școală, vei face ceea ce îți place. Îi vom oferi nepoatei tale tot ce își dorește. Și vom avea grijă și de tratamentul tău. Nu te voi părăsi pe tine și pe nepoata mea, a spus Veronica printre lacrimi. Au petrecut seara cu toții ca o familie. Maria a observat cum viața ei se schimbă radical. Abia credea în astfel de schimbări uimitoare. Se uita la tot ce se întâmpla și nu putea înțelege de ce a meritat asta, de ce tocmai cu ea se petrec astfel de lucruri minunate. Cu doar câteva zile în urmă, stătea acasă și plângea, acoperindu-și următoarele vânătăi. Nici măcar nu-și imagina că viața ei se poate schimba complet. Acum Maria locuia într-o casă bogată. Se pregătea să se mute în propria casă mică. Unde va locui cu fica ei? Se pregătea să urmeze niște cursuri. Poate că chiar își va transforma visul în realitate și va deveni un programator grozav, așa cum a visat. Doar după o săptămână de viață liniștită și de lucru cu un logoped și un psiholog, fetița a început din nou să vorbească. Și atât de fluent, de parcă acum încerca să recupereze toate cuvintele și frazele nespuse iar Maria plângea de fiecare dată când o vedea pe Veronica. Îi mulțumeau pentru o salvare atât de minunată. Și doar nefericita Veronica nu putea crede deloc că i-au iertat o faptă atât de monstruoasă. Câteva săptămâni mai târziu, Veronica și Igor au plecat totuși la socrilor. lor. Aceștia i-au primit cu brațele deschise, fiind deja la curent cu situația care se produsese. Și niciunul dintre ei nu a condamnat-o pe Veronica, ceea ce ea se temea cel mai mult. La urma urmei, ea își recunoscuse greșeala și își spășise pe deplin vina, luând la sine mai întâi o singură fetiță, iar apoi și sora ei cu copilul. Nu da fi ce i-a avut loc în mijlocul verdeții. La insistența părinților lui Victor, au sărbătorit în sat. Și s-au adunat atât de mulți oameni, încât Veronica era pur și simplu în stare de șoc. Banii curgeau râuri, Nunta a fost cu adevărat luxoasă și memorabilă. Au dansat până la epuizare cu sătenii, au cântat cântece, se simțea un al șaptelea cer de fericire. Veronica s-a trezit devreme în dimineața de după nunta fiicei sale. Li s-a dat o cameră la etajul 2. Stătea în pat, o crenguță de copac înflorit se sprijinea chiar de geam. Nica a deschis fereastra. Mirosul dulce de flori înflorite a pătruns înăuntru. A închis ochii. Inspira adânc acest parfum, care, din anumite motive, îi aducea aminte de copilărie. La urma urmei, nu crescuse la sat, dar cumva acest miros o ducea înapoi acolo. Ascultă, Igor, hai să le dăm casa copiilor! Hai să le dăm casa noastră și să ne mutăm noi în sat! Vom planta o grădină. O seră, vom face o seră doar pentru noi doi, a spus Veronica cu un zâmbet visător. Ei bine, eu ieri voiam să-ți propun același lucru, totuși e atât de bine aici, a spus Igor. Ea a zâmbit și și-a pus capul pe pieptul lui. Nu mai era tânără. Ieri și-a măritat fica. Toată lumea se simțea atât de bine și de veselă. Veronica și Igor și-au dat casa Lenei și lui Victor. Au luat o altă casă pentru Maria și fiica ei, iar ei înși s-au mutat în sat. S-au stabilit nu departe de părinții lui Victor, au început să fie prieteni, vizitându-se adesea unul pe altul. Veronica stătea târziu seara pe verandă, înconjurată de ciripitul creierilor. Se simțea perfect fericită în acel moment. Avea propria casă la țară, două fiice mari și o nepoată. Și cel mai important, această fericire familială liniștită și frumoasă era mult mai importantă pentru ea decât toate petrecerile stupide din tinerețe. Era fericită și recunoscătoare pentru toate încercările care i-au căzut în soartă.